Moldovenii transferă tot mai mulți bani acasă. Astfel, în cele 10 luni ale anului 2017, din străinătate au fost virați 988 de milioane de dolari. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, doar în luna octombrie în țară au ajuns aproximativ 116 milioane de dolari. Cei mai mulți bani au venit din țările europene, 36%. Urmează statele din CSI cu 35%, iar 29% din alte țări. Totuși, statistica pe țări arată că cel mai mare volum de bani vine din Rusia, dar este în scădere cu 4,6 puncte procentuale față de octombrie 2016.